atenție foarte mare când se fac astfel de grafice. Există fazele determinante prevăzute în programul comun de control, în care trebuie să-i anunți din timp pe proiectanți. Pentru că noi am primit telefon. Salutare, acum atorn, vin o să vezi. Păi da, dar ești la cucuieții din deal, nu o să am timp. Deci e nevoie și echipele care sunt implicate să le suni înainte. Adică să știi că peste 3 zile se va întâmpla acel lucru și să poți să vii acolo. Ideal e să ai o comunicare cu toți factorii implicați. Adică ar trebui să știe proiectantul în permanență, măcar prin poze, ce se întâmplă. Avem tehnologia acum, har Domnului, putem să trimitem poze la orice etapă și orice nod și proiectantul să vadă și să-și dea ok-ul. Și să știe că urmează să-mi planific o excursie în Cluj, că asta e, trebuie să merg acolo. Trebuie să particip obligatoriu. Sper că ți este util acest material video foarte scurt, ce este extras din materialul video lung postat pe platforma principală de YouTube, Marius Șofete. Dacă ți-a plăcut acest material video, dă-l mai departe către prietenii tăi pentru a-și putea lua și ei doza zilnică de sfatul lui Șofete în construcții, pentru a putea construi mai bine.